Astăzi o să continuăm să vorbim, la fel ca data trecută, despre ispășire, și anume despre ispășirea pentru toți sau numai pentru cei aleși. Ar vrea să spun de la început că extensia ispășirii este unul din punctele care au născut cele mai mari controverse în rândul creștinilor. Ispășirea lui Hristos Domnul este punctul crucial al doctrinei mântuirii, iar felul în care este înțeleasă afectează modul în care creștinul percepe pe Dumnezeu și trăiește viața și împărtășește altora despre Hristos. Acum, aș vrea să vedem care este extensia mântuirii lui Hristos, sau mai bine zis, ce a realizat Hristos Domnul prin moartea sa. Păi, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu Hristos a realizat o ispășire completă, una perfectă. Dacă jerfa nu ar fi fost perfectă din partea Domnului nostru Isus Hristos, nimeni nu ar fi fost mântuit. Lucrul acesta cred că este de netăgăduit. Acum aș vrea să vedem câteva diferențe de interpretare în gândirea celor care prezintă ispășirea sunt trei moduri principale de interpretare ale ispășirii. Prima dintre ele afirmă că Hristos Domnul a murit pentru toți oamenii, fără excepție, dându-le tuturor posibilitatea de a fi mântuiți. Această poziție este cea mai populară dintre toate, și în termenii teologici este privită ca și ispășire generală. Sau ispășire universală. Ei spun așa că înaintea lui Dumnezeu, Hristos Domnul, și-a făcut partea sa, aducându-i pe toți oamenii într-o stare sau într-o poziție în care mântuirea este posibilă dacă omul își face partea lui. Deci, cu alte cuvinte, este partea Domnului plus partea omului. Aici, în conceptul ăsta, există. Diferențe de opinie referitor la ceea ce înseamnă mai exact partea omului, existând două tabere principale. Una afirmă că partea omului constă în, în participarea la un ritual, iar cealaltă afirmă că partea omului este credința personală. Cei care spun că partea omului este participarea la un ritual sunt bisericile vechi catolicismul și ortodoxia. Și o parte din protestanți, cealaltă parte care afirmă că partea omului este credința personală, sunt neoprotestanții sau pocăiții din ziua de astăzi, cum îi mai găsim denumiți. Aceasta este poziția Majorității celor care de, se declară creștini, a catolicilor, a ortodoxilor, a mai multor biserici protestante, a grupărilor pentecostale și carismatice, a adventiștilor, a creștinilor după Evanghelie și a majorității baptiștilor. Aceștia își bazează poziția pe o interpretare universală a versetelor care afirmă că Hristos Domnul a murit pentru lume pentru toți oamenii. Versetul lor principal este Ioan 3 cu 16, 1 Ioan 2 cu 2, 1 Timotei 2 cu 6, 2 Petru 3 cu 9 și alte versete asemănătoare care în concepția lor ar prezenta o ispășire universală a lui Hristos. Acum, cea de-a doua poziție care o întâlnim aceasta afirmă căci Hristos a murit pentru poporul său realizând exact ceea ce și-a propus și anume mântuirea lor săi, a poporului pe care l-a dat tatăl, fiului. El nu i-a adus pe toți oamenii într-o stare în care să poată fi mântuiți dacă își fac partea lor, ci i-a mântuit într-un mod real pe toți cei pentru care el a murit. Această poziție este susținută de o parte din baptiști și de mai multe grupări protestante evanghelice. Se mai numește și ispășirea particulară. Și acesta, cred, din punctul meu de vedere, că este punctul exprimat în scriptură. A treia poziție este practic o poziție de compromis. Ea afirmă că moartea lui Hristos este suficientă pentru toți oamenii, dar eficientă doar pentru cei aleși. Această poziție încearcă să combine, practic, cele două prezentate de mine și să le armonizeze. Eșecul ei constă în faptul că nu este sprijinită pe scriptură, pe versete clare și pe raționamente derivate din argumente preluate de la ambele tabere. Așa cum am spus, este privită de ambele tabere ca fiind o poziție de compromis. Acum, aș vrea să aduc niște dovezi scripturale în favoarea ispășirii particulare. În primul rând, cred că atributele lui Dumnezeu arată spre o mântuire perfectă, dar limitată la un anumit număr de oameni. Și anume, în primul rând, aș vrea să vorbesc despre atributul iubirii. Jerfa lui Hristos Domnul este cea mai importantă și completă manifestare a iubirii lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 16, 1, Ioan 4 cu 9 până la 10, Roman 5 cu 8, cu 31, 32, Ioan 15 cu 13. Este iubirea ce predestinează, așa cum spune Nefesenul 1 cu 4. Această iubire a sa este neschimbătoare. Ieremia 31:3 Este perfectă, este infinită ca valoare și mărime. Deși este bun și milos cu toți oamenii, el i-a iubit cu această iubire specială, doar pe cei aleși. Această iubire este activă, vrea binele celor iubiți, indiferent de prețul care trebuie plătit. Acum, o ispășire generală arată o înțelegere greșită a iubirii lui Dumnezeu. Arată o iubire pasivă, nu activă. Dumnezeu a făcut partea lui, spun ei, acum s-a retras și așteaptă ca omul să desăvârșească mântuirea. Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca activ implicat în mântuirea omului de la început până la sfârșit. În al doilea rând, o ispășire generală sau universală arată o iubire egală pentru toți oamenii, atât pentru cei care vor ajunge în iad, cât și pentru cei care vor ajunge în rai. Este inconsecventă cu Scriptura, da? Sunt destule versete care contrazic lucrul acesta. Romani 9 cu 13, Psalmul 5 cu 6, Psalmul 11 cu 5, Proverbe 3 cu 32, 6 cu 16, Evrei 12, de la 6 la 8. Un al treilea lucru. O ispășire generală arată o iubire imperfectă. Dumnezeu, deși îi iubește pe toți oamenii și are putere să mântuiască pe oricine, nu face tot ce îi stă în puteri pentru a-i scăpa pe toți de la pedeapsa veșnică. Acum, în al doilea rând, atributul veridicității este adus ca o dovadă scripturală în favoarea ispășirii particulare. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu spune întotdeauna adevărul și este vrednic de încredere, este fidel totdeauna promisiunilor sale. El a promis un mântuitor și tot ce ține de mântuirea oamenilor, Duhul și darurile sale, care nu-i pare rău de ele. Dumnezeu și-a împlinit față de aleși toate promisiunile referitoare la viața aceasta. Acum, o ispășire generală, gândindu-ne la atributul veridicității. Îl prezintă pe Dumnezeu ca neținându-se de cuvânt. Dumnezeu nu dă toate lucrurile împreună cu Fiul Său, așa cum zice în Romano cu 32. Nu dă Duhul promis, care este garanția că vom ajunge în cer. Nu a făcut în așa fel încât toți oamenii, fără excepție, să audă Evanghelia pentru a avea măcar șansa de a fi mântuiți pentru că nu toți au credința, spune în 2 Tesaloniceni 3 cu 2. Toate acestea ar trebui să aibă loc dacă ispășirea a fost generală. Atributul dreptății Prin jerfa lui Hristos Domnul, dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută. Pedeapsa înlăturată, datoria achitată. El a primit plata pentru păcatele aleșilor din mâna lui Hristos, așa că nu le mai impută lor păcatele pentru care a murit și plătit Hristos. Toți aceștia au primit o achitare, o iertare absolută. Așa că sunt scăpați de pedeapsa viitoare. Ispășirea generală în schimb afirmă că Hristos a plătit înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele întregii lumi, dar Dumnezeu va cere când va plata din mâinile oamenilor, prin faptul că îi trimite în iazul de foc Asta este problema care o ridică ideea unei ispășiri generale, vis-a-vis -vis de atributul dreptății. Acum, atributul omnipotenței. Dumnezeu poate să mântuiască și o face. Mântuirea este o manifestare a puterii lui Dumnezeu. Învingerea morții, a lui Satan și așa mai departe. La El este mântuirea iar El mântuiește pe cei care își propune să-i mântuiască. Niciunul nu se va pierde, așa cum spune în Ioan 6 cu 37 până la 39, Ioan 10, versetul 10 și 16. Cei care predică în schimb ispășirea generală, predică de multe ori un Dumnezeu care nu poate să mântuiască, a cărui succes sau eșec în planul de mântuire depinde de om. În al doilea rând, Scriptura afirmă că scopul sau intenția lui Dumnezeu în trimiterea Fiului ca jerfă pentru păcat, și intenția Fiului, când s-a oferit pe sine ca substitut, a fost să mântuiască oameni, nu doar să le ofere posibilitatea de a fi mântuiți. Scopurile sale se împlinesc întotdeauna și planurile sale nu eșuează. Dumnezeu nu lasă o acțiune neterminată. Psalmul 15 spune că ce începe. Va duce la bun sfârșit. Această intenție este conformă legământului Harului. Tatăl a ales un număr de oameni pe care i-a dat lui Hristos. Hristos a murit pentru toți aceia, fiind reprezentantul lor, capul lor, obținându-le iertare de plină, o răscumpărare veșnică, o mântuire perfectă. Lucrarea Duhului este aceea de a aplica efectele jertfei lui Hristos în viețile tuturor aleșilor, prin naștere din nou, prin pocăință, prin credință, prin perseverență și sfințenie. Există o armonie și unitate perfectă în planul de mântuire și în execuția lui. Hristos nu a murit pentru mai mulți decât au fost aleși pentru mântuire. Lucrul acesta îl vedem clar în 2 Tesaloniceni în 2 cu 13. Duhul nu aplică efectele mântuirii decât asupra acelora pentru care a murit Hristos. Și acum, un lucru de ținut minte. Numărul celor aleși de Tatăl este egal cu numărul celor pentru care a murit Hristos, este egal cu numărul celor pe care Duhul îi naște din nou, și este egal cu numărul celor ce vor ajunge în rai. Acum, dacă ar fi murit pentru mai mulți, Domnul Hristos, aceasta ar fi însemnat neascultare față de Dumnezeu și o distrugere a unității dintre Tatăl și Fiul. Ispășirea nelimitată sau universală face ca jertfa lui Hristos să depășească limitele planului Tatălui și al lucrării Duhului de aplicare a mântuirii. Efectele obiective ale jertfei, și anume stingerea vinei, satisfacerea dreptății, împăcarea, sunt reale. Dumnezeu deja ierta păcatul, care este luat ridicat și îndepărtat prin jertfă. Păcatul celor acoperiți de jerfă și Dumnezeu deja îi socotește în păcați cu el, așa cum spune în Roman 5,10. Gândiți-vă la un lucru. Hristos nu a oferit posibilitatea ridicării păcatului. El chiar l-a ridicat. Nu a oferit posibilitatea unei substituiri sau înlocuiri. El a substituit în real păcătoșii. Nu a oferit posibilitatea unei iertări prin moartea lui. A venit hotărârea de iertare. Nu a oferit posibilitatea unei împăcări, ci a împăcat efectiv. Nu a folosit posibilitatea mântuirii. El chiar a mântuit. Nu există niciun verset în Scriptură care afirmă că Isus prin moartea sa, a oferit oamenilor doar șansa sau posibilitatea de a fi mântuiți. Nu există expresia dacă omul, așa cum o auzim de multe ori. Aceste efecte nu depind de om. Atitudinea omului față de jerfă, credință, necredință, nu afectează deloc efectele ei obiective. Ispășirea generală, în schimb, predică o răscumpărare care nu răscumpără. O substituire care nu substituie, o iertare care nu iartă, o acoperire care nu acoperă. Aceasta este un nonsens și o insultă la adresa jerfei lui Hristos. Acum, învierea lui Hristos Domnul arată o ispășire specifică. El a înviat ca și ca pentru toți cei pentru care a murit. Gândiți-vă bine la lucrul acesta. Sunt destule versete în Scriptură care arată clar că Domnul a înviat ca și ca pentru toți cei pentru care a murit. Romani 4 cu 25, 1 Corinteni 15, tot capitolul, Efesen 2 cu 5, Colosen 2 cu 12 și 13, Roman 5 cu 12 până la 21, etc. Dacă Hristos a murit pentru toți fără excepție, atunci El a înviat pentru acești oameni, iar ei se bucură de privilegiile aduse astfel. Justificare, o viață nouă, o viață veșnică. Practic vedem că așa ceva nu se întâmplă. De unde este ideea că Hristos a murit și învia pentru toți oamenii? Învierea Domnului Hristos mai prezintă dovada acceptării jerfei, a plății substitutive, ceea ce înseamnă intrarea în vigoare a efectelor obiective. Mai înseamnă garanția împlinirii promisiunilor făcute de Tatăl lui Hristos pentru aleși. Ca și concluzie. De final. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața ca jertfă înaintea lui Dumnezeu pentru toți aceia și numai pentru aceia pe care Tatăl i-a iubit, i-a ales pentru mântuire și i-a dat lui în legământ. Jerfa lui Hristos a fost perfectă și a asigurat mântuirea reală a poporului său. Înaintea lui Dumnezeu, Hristos a realizat stingerea datoriei, stingerea vinei, a realizat răscumpărarea, satisfacerea dreptății și împăcarea dreptății divine pentru toți cei pentru care El a murit. Și, de asemenea, moartea Sa a garantat prezența și lucrarea Duhului în viața lor aceasta fiind garanția că nu vor pieri niciodată, ci vor ajunge să trăiască veșnic pe noul pământ în prezența lui Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.